Bună ziua, dragii mei! A revenit cu continuarea, partea a treia, a acestei etalări pe care am propus-o luna aceasta în mai pentru voi. Și înainte de a continua, vă mulțumesc pentru răbdare. Da, uneori mai apar probleme și cu telefonul, și cu aparatele tehnice, și cu noi, în fine. Noi ne continuăm povestea, sau să zicem etalarea. Pentru cei care ați ales numărul 1, scoiculița albă, da? Un mesaj special. Posibil pentru unii dintre voi, ori vouă, ori lor, ori poate amândoi, iubiți călătoriile și locurile mai ciudate, mai sălbatice. Ca și mesaj special ați primit această pictură deosebită, specială, a lui Monet. Și am senzația că ieșiți, poate separat, poate împreună, iar variază totuși etalare colectivă. Ieșiți dintr-un întuneric, dintr-un tunel lung și întunecos și începeți să vedeți, să aveți speranță, să vedeți o nouă lume. E îndepărtare pentru unii, pentru alții un pic mai aproape. Emoțiile vin, valurile unei mări, unui ocean imens, cu multe posibilități. Valurile acestea vin din când în când aici, în prag, de peșteră, de tunel, de ce ar putea să fie. Parcă ieșiți din tuneric și mergeți către lumină. Și dacă mă uit bine, văd și tente ușoare de violet. Este o călătorie spirituală pe care o începeți. Posibil ați început să credeți în Dumnezeu, în anumite aspecte care țin de spiritualitate, după ce ați stat în multe. Ați experimentat multe situații întunecoase. Pe de altă parte, simt că acest mesaj se poate raporta și la voi doi. Văd aici o pereche, da? Doi indivizi. Doi indivizi stau de vorbă. Undeva la pragul între două lumi. Sub un portal. Imaginea asta arată pentru mine ca un portal energetic. Parcă vreți să lăsați amândoi în urmă ce a fost trist, ce a fost întunecos în viețile voastre separate și în relația cu voi doi și să începeți o nouă etapă în viața voastră separată și împreună. Dar sunteți undeva încă pe margine, nici în întuneric, nici în lumină. Sunteți exact deasupra acestui arc, acestui portal energetic. Și așteptați ceva, probabil un semn, o confirmare, o discuție, face to face, cum se zice, da? Ca să vă îmbarcați, uite, undeva parcă vă și două vaporașe, vă îmbarcați în această călătorie, împreună sau separat, evident. Totuși, etalare colectivă. Ideea este că nu știu la ce număr ați ales inițial, dar acesta este un mesaj special. Posibil că și vouă vă place să călătoriți. Și tocmai pentru că v-a plăcut să călătoriți, ați experimentat și multe. Așa se întâmplă. Da? Acum trăim sentimentul ăsta de izolare și experimentările noastre sunt mult mai rare, cel puțin în plan fizic, cum experimentăm în interiorul nostru. Dar ideea este că unii dintre voi poate vă doriți undeva o călătorie în Marea Mediterană sau poate sunteți unul dintre voi în această zonă, Franța-Italia, și vă doriți să călătoriți mai aproape de persoana dragă. Există și această variantă. Asta pentru că pictura a fost în această zonă. Pictura a fost făcută în această zonă, la Marea Mediterană. Însă, mesajul ar fi că această perioadă întunecoasă ar putea să fie și această perioadă de izolare prin care trecem toți. Și vă doriți să lansați un mesaj de speranță, de încredere, de optimism persoanei dragi sau invers.
sau invers, sau persoana respectivă vrea să vă lanseze acest mesaj. Să aveți încredere că totul va fi bine, că or să vină și vremuri mai bune. Și pentru cei care știți că vremurile nu or să vină chiar mai bune pe plan fizic, ci doar pe plan spiritual, poate vă încurajați în ideea de a vă pregăti pentru o lume nouă. Și unii dintre voi știți ce vreau să spun. Când vorbesc despre o lume nouă, un pământ nou, ape limpezi, ape clare, cer senin, da? Unii dintre voi, posibil, pentru că văd aceste două personaje, poate vreți să vă pregătiți împreună pentru această lume nouă. După ce separat ați experimentat probleme. Și separat și împreună. Cam acesta ar fi mesajul pentru luna mai în relația cu o persoană dragă. Nu știu ce număr ați ales, poate să fie orice alt număr, acesta era un detaliu. Continuăm cu următorul. Următorul care era scoiculița mai mică și mai gri. Da? Fiecare altfel, ia uitați, vedeți? Prima a fost cu dungi pe vertical, da? Ia că se vede. Da? A doua a fost așa, cu dunguțele pe orizontal și mai gri. Și a treia este merculețul mic, mic, mic. Așa. Mesajul numărul 2 pentru cei care ați ales coiculița gri. Ați primit de la Monet. Uite ce frumos! Cadou! Că tot intrăm, suntem în zodia Taurului. Taur ține de frumos, de Venus. Da? Încercăm să manifestăm varianta frumoasă a lui Venus, creativă, da? Și voi ați primit aceste imagini. Bine, aici e detaliu și poza, da? Poza. Mai bine. Un mesaj ar fi că, posibil pentru unii dintre voi, să fi lăsat în urmă o relație cu un suflet pereche, o relație karmică prin care ați trecut prin multe probleme, poate unii chiar un doliu. Asta e un mesaj scurt pentru unii. Pentru alții, acum puneți bazele unei relații a două suflete perechi, văd aici două flori, doi trandafiri albi, în pălăria cuiva. Și este o relație foarte intensă, este o panglică. O panglică neagră este o relație intensă care vă transformă pe amândoi. Asta iarăși a fost un mesaj scurt. Să revenim la mesajul cel mare. Unul dintre voi, sau poate amândoi, că tot suntem izolați, vă doriți să stați undeva în curte. Dacă sunteți la bloc, poate vă doriți acum mai mult ca oricând să fiți într-o curte, să locuiți la o casă simplă, de lemn, la țară, înconjurați de grădină, de verdeață, în care să aveți, unde să aveți o curte, să puteți sta în curte, să citiți la soare sau la umbra pomilor, să vă bucurați de o energie sănătoasă. Încă este doar un vis pentru unii, doar un mesaj de speranță pentru alții. Pentru alții s-ar putea să fie chiar o chestie practică. Poate unii dintre voi sau ei se gândesc că abia așteaptă să vă invite la un restaurant undeva unde e o curte și să stați de masă, să stați de vorbă, să aveți clipe plăcute împreună. Alții se gândesc cum ar fi, aha, interesant, cum ar fi o viață de familie împreună. O viață de familie împreună care să locuiți la țară, la țară, la o curte, să aveți o casă a voastră, să nu mai depindeți de acest colectiv într-atâta încât, sau cum ați depins până acum, ați văzut ce înseamnă, și vreți să stați la casă, să fiți mai izolați, să fiți printre florile voastre, printre lucrurile voastre, să vă izolați într-un mod creativ și sănătos. Vreți să stați de vorbă la o masă, să beți,
Să vă servească, aha, să vă servească ca pe o regină sau ca pe o prințesă, să vă ofere flori și mâncare, să vă gătească eventual persoana dragă sau poate visează că voi le veți găti. Dar eu cred că ei își doresc foarte mult să vă gătească. Și în timpul ăsta, voi să stați să citiți ceva interesant în grădină și să vă fac o surpriză. Nu știu de ce în acest moment imaginea mi-aduce aminte de Marea Preoteasă care stă și citește. Posibil unul dintre voi este mai intuitiv, celălalt este mai practic, că tot vorbim de Venus, de Taur, e mai pământean, îi place să deguste plăcerile gustative și pământene, celălalt e mai intelectual, mai spiritual. Dar nu-i nimic, ca faceți casă bună împreună. Probabil că aveți nevoie de culoare sau ei vor să vă transmită acest lucru, că au nevoie de culoare sau voi sunteți ca o floare, ca o grădină înflorită în viața lor, ca o primăvară în viața lor. E interesant ce mesaje vin. Și pentru că văd aici un copilaj mic, poate unii aveți un copil și vrea să vă transmită că e tare mândru de copilul vostru, poate alții își doresc un copil cu voi, un copil frumos și cu minte și sănătos. Ce își mai doresc? Își doresc o viață sănătoasă, să mâncați sănătos, să fiți înconjurați de energie pozitivă, de natură, da? Nu de moluri. Nu de mâncare, nu de conserve, nu de mâncare din moluri, nu, mâncare făcută de voi, din plante crescute în grădina voastră și să vă bucurați viața într-un mod sănătos, creativ, dar am zis să pictați, să citiți, să vă bucurați de aceste culori în condițiile în care alții stau la televizor, într-un apartament de, eu știu, două, trei camere. Asta este dorința, cel puțin a uneia dintre voi. O casă la țară. Țară. Tot eu zic țară, dar o fi țară. Că e mai liniște acolo. V-ați săturat de gălăgia orașelor. Interesant. Și cineva vrea să servească și să fie servit. Interesant. Și văd mult alb. Poate cineva se gândește și la o... la o căsătorie. Asta pentru că mai văd aici că e vorba de colaborare între Renoir și Manet, adică doi oameni puternici. Posibil amândoi sunteți foarte puternici, creativi, influenți într-un fel sau altul și împreună puteți, cum am zis mai devreme, puteți face o casă bună, puteți avea o colaborare fructuoasă, că vă fructe. Și foarte creativă. Interesant. Asta a fost mesajul numărul 2. Acum 3. Mesajul numărul 3 este acesta, am pus pe carte, că mi s-a tot întrerupt telefonul. Este acesta. Ultimii ani la Giverny. Poate Franța să vă spună ceva, Veneția, Londra. De fapt, creația ține mai mult de Londra și de Veneția. Niște lucrări care au fost făcute în acea zonă. Posibil că și voi sunteți marcați de zona aceasta, de Londra. De ceața de la Londra, în mod special, sau din zona Angliei, și de Veneția, culorile venețiene. Dar pentru că este un peisaj în ceață, mă gândesc că mesajul ține foarte mult, este foarte actual cu izolarea și carantina în care aproape tot pământul este provocat să treacă prin această restricție. Văd multă ceață, simt că ei nu au perspectivă. Iar văd parlament. Probabil că unii dintre voi aveți o viață politică. Pe de-o parte, care este influențată de situația actuală. Probabil că foarte puțin. Pe de altă parte, viața politică, da, ne influențează această viață cotidiană, că sunt deciziile lor de a ne izola, interesant că e Parlamentul din Londra. La deciziile lor ne influențează viața și creează această ceață, interesant, această blur, acest blur, scuzați-mă. Și în jurul lor, și în jurul nostru, și nu ne dau posibilitatea să vedem în zare. Nu știu cât o fi de clar.
Interesant, pentru că e parlament, pentru că e ceasul, pentru că e Big Ben, probabil că e o chestiune de timp. În ultimul timp nu mai vedeți lucrurile clar, sau voi sau ei, din cauza acestei ceți care se lasă în jurul nostru. Și pentru că nu vedeți lucrurile clare, vă afectează și relația voastră cu timpul. Aveți senzația că stați pe loc, deși timpul curge. Aveți senzația că nu mai aveți viitor unii dintre voi, deși ceața, teoretic, ar trebui să se ridice. Pentru că în spatele ceții, în continuare, e un soare pe cer, e o lună, sunt niște stele, doar că noi nu le vedem. Da? E o chestiune de perspectivă personală. Aha. Interesant. Trebuie să vedeți dincolo de ceață, să simțiți. Da? Chiar dacă vedeți ceața, să știți că în spatele ei, în spatele acestui văl, acestei impresii create de parlamentari, de politicieni, da? De ce ni s-a impus? Să știți că în spatele acestor iluzii există soare, speranță, există lună, intuiție, emoții. Există stele, iar credință, ce înseamnă steaua în tarot? Credință, speranță, împlinirea destinului. Trebuie să vă împliniți destinul în orice condiții. Interesant mesaj. Foarte interesant. Da. Cam acesta ar fi mesajul pentru cei care ați ales numărul 3. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut această anexă, să zicem, adăugare, la etalare. Și rămâne să ne vedem, să ne auzim la etalările viitoare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!